Mai multe locuri în penitenciare. Noul director al Administrației Naționale a Penitenciarelor propune ca soluție temporară construirea unor noi corpuri de clădiri în incinta actualelor închisori. Directorul general interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Marius Vulpe, afirmă că statul român poartă negocieri cu parteneri norvegieni pentru construirea unor noi clădiri în actualele închisori din țară. Pe listă sunt deja înscrise 7 penitenciare. Avem în plan conducerea actuală a ANP, vizualizarea tuturor spațiilor de detenție din sistem. O să mergem în teritoriu. Cu siguranță, împreună cu directorii din penitenciare, vom identifica spații suplimentare ca să degajăm supraaglomerarea aceasta care generează cele mai mari nemulțumiri ale deținuților și cel mai mare disconfort al personalului. Capacitatea penitenciarelor din România este depășită cu peste 50%, existând situații în care suprafața medie care revine unui deținut în celulă este de doar un metru pătrat. Datele furnizate de Administrația Națională a Penitenciarelor arată că în detenție sunt aproape 30.000 de persoane, în condițiile în care capacitatea de cazare a penitenciarelor românești ajunge la aproape 19.000 de locuri. Noile clădiri ar urma să fie ridicate începând de anul viitor. Suntem în negocieri privind fondurile europene, accesarea fondurilor norvegiene și ne dorim construirea în cel mai scurt timp, la începutul anului viitor. Dar deocamdată sunt doar discuții. Să vedem în ce măsură partenerii norvegieni parafează această înțelegere. În afară de amenajarea celor existente cu cheltuieli minime, construirea de spații noi la standarde europene. Sunt mai multe penitenciare care au teren, au spațiu și care nu ar necesita atât de multe costuri ca în cazul construirii unui penitenciar nou. România a plătit doar în ultimii 3 ani 53 de milioane de lei către persoane care au câștigat procese împotriva statului la CEDO. Țara noastră riscă să încaseze, începând de anul acesta, sancțiuni de cel puțin 80 de milioane de euro, în urma unei decizii pilot a CEDO referitoare la condițiile grele din închisori.